Guldagi în sferturile de final ale categoriei 57 de kilograme. Știrile orei 24 se încheie aici. Eu sunt Dan Georgescu, vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează emisiunea Serviciul de Noapte. În câteva momente, Maria Țoghină vă așteaptă la o discuție despre măsurile prevăzute în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Rămâneți cu noi pentru o ediție interactivă a Serviciului de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Această noapte este sub auspiciile a două vești bune. Continuă să scadă numărul cazurilor noi de COVID-19 și, conform Institutului Național de Statistică, media veniturilor lunare realizate într-o gospodărie din România a crescut în anul trecut cu aproximativ 9% față de 2019. Media veniturilor lunare realizate într-o gospodărie din România a fost de peste 52.000 de lei anul trecut, 5.200 de lei anul trecut, în creștere cu aproape 9%, după cum spuneam mai devreme. Vestea mai puțin bună este aceea că cea mai mare parte din acești bani, 84%, se duc pe cheltuieli curente, adică pe alimente, bunuri nealimentare, servicii și taxe și impozite. Bun regăsit, dragi prieteni ai Serviciului de Noapte, sunt Maria Țoghină și vă invit în următoarele două ore să discutăm despre cum va schimba România implementarea măsurilor prevăzute în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, dar și despre impactul social al acestui plan. Invitații ediției sunt Cristina Vasiloiu, jurnalist și expert în problematica europeană. Bună seara, Cristina, și bun revenit la Radio România. Bună dimineața! Începem cu bună seara și peste o jumătate de oră trecem ușor spre bună dimineața. Bun revenit la Radio România Actualități. Ascultătorii își amintesc vocea ta, au auzit-o de multe ori în radioprogramele de prânz, dar și în alte emisiuni și la Radio România Tineret. Deci, bun revenit la Radio România. Cu drag. Cel de-al doilea invitat al nopții este domnul Constantin Gătin, sociolog și expert în dezvoltare comunitară și regională. Bună seara și bun venit la Serviciul de Noapte, domnule Gătin. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Cel de-al treilea invitat este jurnalistul Iulian Anghel, analist economic și editor Ziarul Financiar. Bună seara și bun venit la Serviciul de Noapte. Bună seara și bine v-am găsit. Ca în fiecare noapte de luni, așteptăm întrebările sau opiniile dumneavoastră la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748-887766 sau pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Înainte de a intra în tema ediției, vă provoc să comentați cele două știri bune ale acestei nopți, și anume scăderea, trendul descrescător al numărului de cazuri noi de COVID-19 și, iată, venituri realizate lunar într-o gospodărie, deci pe familie în România în 2020, an de pandemie, an în care ne-am confruntat cu o criză, venituri mai mari cu aproape 9% față de 2019. Începem cu Cristina. Da. Sunt vești bune în principal în legătură cu pandemia. Este bine că a scăzut numărul celor afectați de această boală. Este bine că a scăzut foarte mult numărul deceselor înregistrate cauzate de această boală. Pe de altă parte, să nu uităm că se pare că toată există o anumită ciclicitate. Deci se pare că vara oricum există un număr mai mic de cazuri. Destul de multe țări se așteaptă la valul 3, respectiv valul 4, și au luat măsuri de precauție. Cred că nu este bine să ne culcăm pe urechea asta că gata, scade numărul persoanelor infectate, scade numărul cazurilor grave și s-a terminat.
cred că în continuare trebuie să fim extraordinar de atenți, trebuie să fim extrem de precauți și să ne păstrăm acest echilibru și această atenție sistematică să ne protejăm de fapt unii pe alții. Unul la mână. Doi la mână, celălalt subiect, cealaltă veste bună cu creșterea medie cu 9% a veniturilor. Bun, cred că trebuie să o corelăm și cu celelalte lucruri, respectiv scumpirea serviciilor, scumpirea utilităților pe care le avem de plătit, scumpirea alimentelor, rata inflației, și atunci vedem cam cum stăm în realitate. Dar cu siguranță că ceilalți colegi de emisiune știu mult mai bine, apropo de aceste corelări, cum să pună subiectul în pagină, cum se zice. Deci, eu zic că trebuie să fim circumspecți în legătură cu ambele vești bune pe care le-ai dat. Mulțumesc, domnule Iulian Anghel. Vă rog. Cum comentați aceste două vești bune? Păi, veștile bune, cum spunea colega mea de dinainte, fiind împreună cu veștile rele. Da, e bine. Acum e firesc ca nivelul pandemiei să scadă, de vreme ce oamenii încearcă să se protejeze. Aproape un sfert din populație, dacă nu chiar mai bine de un sfert, a fost vaccinată chiar cu cea de-a doua doză. Însă vedem aici că lucrurile merg din ce în ce mai rău, pentru că deja am trecut de perioada în care cei care erau pro-vaccinare s-au vaccinat deja. Și atunci trebuie să ca atenția să fie concentrată pe cei care sunt reticenți la vaccinare. Cea de-a doua știre, nu știu cum să o comentez neapărat. Am văzut datele de la Institutul Național de Statistică. Acum sunt două lucruri aici de văzut. Oamenii, bun, e un lucru foarte bun că, de pildă, angajatorii nu au tăiat din salarii în vremea pandemiei și asta s-a întâmplat și pentru că într-un anume fel, guvernul a sprijinit ramura sau ramurile economiei cel mai grav afectate chiar prin acel ajutor de șomaj tehnic. Bun. Acum nu au scăzut veniturile oamenilor, dar ele nici nu au crescut foarte tare. Pe de altă parte, oamenii, dacă au fost închiși în casă, nici nu au cheltuit. Aceasta este și motivul pentru care, într-un anume fel, inflația zdrobește acum și inflația nu este doar din România. Ceea ce se întâmplă la noi este un fenomen pur și simplu universal. Prețul materiilor de bază crește foarte puternic și el va eroda, evident, la rândul la fel de puternic veniturile pe puterea care reală de cumpărare a fiecăruia dintre reală, noi. Reală, da, corect, da. Domnule Constantin Gătin, am vrea să vă ascultăm și perspectiva sociologului. De veștile bune nu putem decât să ne bucurăm, desigur. În primul rând, după care le putem privi și critic. Așa cum spunea doamna Vasiloiu, pe lângă aceste date statistice îmbucurătoare, mai există și alte date statistice cu care putem să le corelăm. Profesorul meu de statistică din facultate spunea despre statistică faptul că e ca un costum de baie. Pare că lasă mult la vedere, dar acoperă lucrurile esențiale. Ceva de felul ăsta. Putem să ne gândim la faptul că în aceeași perioadă indicele prețurilor de consum a crescut cu 3,1%. Tot la fel, ne putem uita și la rata șomajului, care și ea a crescut în continuare din 2019 cu o oarecare echilibrare în septembrie și din ianuarie a început din nou să crească. Deci sunt și alți indicatori care ne
dezamăgesc puțin în legătură cu vestea bună despre care ne-ați vorbit. Mulțumesc pentru această precizare. Iată, avem deja mesaje și de la ascultători. Îl salutăm și noi pe ascultătorul nostru, Cristi Bimbirică. Vă transmite respect și ne urează o noapte liniștită. Noi sperăm să fie o noapte liniștită, dar cu lucruri interesante, cu informații de interes pentru ascultătorii Radio România Actualități. Valentin Trușcă ne scrie de asemenea pe Facebook: da, sunt venituri mai mari, dar bine ar fi să spunem cu cât s-a împrumutat România în ultimele 18 luni. Chiar așa, știe cineva cu cât s-a împrumutat România în ultimele 18 luni? Și aceasta ar trebui să fie o informație publică. Eu nu știu cu cât s-a împrumutat în ultimele 18 luni, știu cu cât s-a împrumutat din 1 ianuarie 2020 până în martie, care sunt ultimele date. Da. De exemplu, la decembrie 2019 am datele în față, România avea 374 de miliarde de euro datorie. La decembrie 2020 avea 487 de miliarde, ceea ce înseamnă un plus de 30,5% într-un singur an, iar datoria publică la martie a fost de 507 miliarde de lei, adică un plus de 35,6% în mai puțin de un an. Mulțumesc. Cred că asta spune totul, nu? Așa este. Este un progres cumplit și acum, desigur că noi putem să spunem că am trecut cu bine de criza asta și sperăm, așa cum și Maria spunea adineauri și ne dădea vești bune anume, că pandemia scade, este un lucru bun, dar datoria asta publică va trebui la un moment dat să fie plătită, așa cum spuneam. De pildă, anul trecut România a plătit doar pentru serviciul datoriei, adică dobânda la datoria publică de anul trecut a fost de aproape 15 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un cost al întregii autostrăzi Comarnic-Brașov. Acesta a fost costul doar al dobânzii. Dobânzii la datoria publică și doar pentru un an. Mai avem un mesaj de la ascultătorul nostru Florin Vasilescu. Ne scrie: cum să ne bucure planul acesta de reziliență dacă noi simțim la buzunare că toate se scumpesc, utilități, benzina, alimente, materiale de construcție. Poate acest plan să stopeze aceste creșteri de preț? Iată o întrebare și aici sunt curioasă care este perspectiva dumneavoastră. Ar putea un astfel de plan de redresare și reziliență, un plan național, să blocheze aceste creșteri de prețuri, despre care mai devreme Iulian Anghel ne spunea că până la urmă este un lucru care se manifestă, o inflație care se manifestă la nivel global, pentru că se scumpesc prețurile la materiile prime. Pot să comentez? Vă rog, doamna Vasile. Te rog, Cristina. Bun. Acum ce se întâmplă? Drumul spre iad e plin de intenții bune. Planul are capitole foarte interesante, bineînțeles că se folosește un template, un șablon pe care Comisia Europeană l-a pus la dispoziție cu niște concentrări foarte clare pe energie verde, pe digitalizare, pe protecție socială. Deci au fost niște puncte cumva obligatorii pe care trebuia fiecare stat membru să le aibă. Nu știu, de-abia a fost afișat acum câteva zile conținutul întregului plan cu anexe cu tot, sunt peste 2000 de pagini. Nu știu câtă lume a putut să citească lucrul acesta de la cap la coadă, sunt sigură că unii l-au analizat foarte bine. Eu recunosc că m-am uitat pe diagonală, dar am fost surprinsă de câteva lucruri pe care le-am văzut și pentru că în ultimul timp se discuta destul de mult problema aceasta a pensiilor și pentru că au fost mesaje contradictorii la nivelul reprezentanților guvernului în legătură cu subiectul acesta. M-am uitat pe plan, m-am uitat inclusiv la anexele care privesc subiectul acesta și recunosc că am fost oarecum uimită, pentru că
Dacă e să ne uităm după titlul planului, ce înseamnă? Mă refer în principal la reziliență. Înseamnă să ne adaptăm la situații neprevăzute. Dacă ne uităm la ceea ce spune Comisia Europeană, respectiv concentrați-vă pe digitalizare, concentrați-vă pe energie verde și așa mai departe, nu știu în ce măsură lucrul acesta a fost pus chiar cu seriozitate, cred că mai degrabă a fost pus ca să bifăm subiectul cu pricina și ca să mă refer concret, avem așa la anexe la pilonul 2, respectiv transformarea digitală, apare digitalizarea muncii, i se alocă 85 de milioane de euro, dar tot în anexe, dar la fiscal pensii, avem costuri ale sistemelor informatice în anul întâi, digitalizare internă 15 milioane și ceva, în anul 2 costuri sistem informatic integrat 23 de milioane de euro, în anul 3 23 de milioane de euro, adică una peste alta 60 și ceva de milioane de euro, care nu știu dacă sunt incluse în cele 85 de milioane specificate la pilonul 2 transformare digitală sau sunt peste cele 85 de milioane, că nu este foarte clar. În plus, apar niște lucruri care realmente m-au surprins. De exemplu, e nevoie să se angajeze 800 de persoane în plus la casele de pensii. Se consideră că personalul este depășit. Personalul este depășit sau nu are instrumente sau nu este suficient educat digital ca să poată să gestioneze lucrurile acestea. Apar acolo niște lucruri care probabil orice funcționar cel mai simplu de la Comisia Europeană, dacă o să citească, probabil că pune pixul și taie. Apar acolo achiziții de birouri, scaune, dulapuri. N-aș vrea să continui, n-aș vrea, e bine să avem un astfel de plan. România are nevoie să se redreseze, dar trebuie făcute cu cap lucrurile acestea și trebuie să fie consistente. Deci nu să bifăm niște cutiuțe. Pentru că am ajuns aici, aș vrea să facem așa o trecere în revistă. Documentul prin care România se angajează să investească, e vorba de aproape 30 de miliarde de euro solicitate Comisiei Europene. Acest plan național de redresare și reziliență a fost depus săptămâna trecută la Bruxelles. Fondurile europene pe care țara noastră le poate accesa vor fi folosite, după cum declara și primul ministru, după cum au declarat și ceilalți membri ai guvernului, pentru reforme și investiții. Însă poate că ar fi foarte interesant să le spunem oamenilor, nu știu dacă le-a explicat cineva pe înțelesul lor, ce înseamnă acest document pentru România și pentru români. Și cred că aici vine o întrebare așa imediat următoare, de ce am întârziat atât de mult finalizarea acestui plan? Pentru că se vorbește de ceva vreme despre acest plan și parcă nu-l mai terminam, parcă tot mai avem ceva de lucrat la el. Deci, ce înseamnă acest document pentru România și pentru români? Cristina, domnule Gătin, Iulian? Te hotărăște-te. Hai, cu tine, pentru că... O să încep eu și l-a aștept apoi pe Constantin să vorbească. Planul este ceva nou și el vine în continuarea unui plan grandios al Uniunii Europene. Este vorba de acel Next Generation, care e atât de celebrat de unii și atât de hulit de alții. Trebuie spus totuși, bun, la noi el este pus în practică prin acest PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Eu am avut obiecții încă de la început față de el și am avut obiecții plecând de la titlu chiar. Pentru că reziliență, dacă te uiți în dicționar, este un lucru extrem de complicat. Bun, oamenii nu știu ce înseamnă, de pildă, reziliență. Dacă te uiți într-un dicționar franțuzesc și în dicționarul limbii române, el înseamnă ceva și face trimitere mai degrabă la o, să zic așa, rezistența materialelor.
În engleză el are primul sens cu totul altceva și se referă la rezistența oamenilor față de o schimbare. Bun, să zic că noi am aplicat aici un calc lexical dublat de un calc semantic și am zis reziliență. Bun, dar astea sunt aspecte tehnice, oamenii se pot obișnui cu ele. Două lucruri trebuie spuse, totuși, în legătură cu acest plan european masiv de 750 de miliarde de euro, care e pus în practică de aceste planuri naționale, cum este la noi acum PNRR. Totuși, acest PNRR trebuie spus și trebuie arătat până la capăt. Jumătate dintre bani, din cei, hai să zicem, să rotunjim, 30 de miliarde de euro sunt chipurile granturi. Adică nerambursabili. Adică fonduri nerambursabile, iar cea de-a doua parte sunt bani care vin din împrumuturi. Dar nici partea nerambursabilă a banilor nu este, cum să, nu ne vedem ca să arăt ghilimelele de rigoare. Nici asta nu este gratis, pentru că statele pe această perioadă a derulării programelor sunt obligate să-și majoreze contribuția la bugetul UE de la 1,2% din PIB a produsului național brut la 1,4% din PIB a produsului național brut. Prin urmare, România va plăti niște bani în plus acolo. A doua oară încă nu este foarte... Deci nu este chiar un cadou. Nu este chiar un cadou, deci România contribuie la rândul. E adevărat că România, având o economie mică, o economie de 220 de miliarde de euro, cât are ea astăzi, contribuie mai puțin la acest buget comun decât Germania, care are 3.500-3.600 de mii de miliarde. Evident că Germania este un stat net contributor la acest buget, dar nici acest buget nu este gratis. Nimeni nu îți bagă în buzunar niște bani. În plus, vor veni și niște taxe. Planul vine cu destule constrângeri în ceea ce privește România. De pildă, România va trebui să-și închidă minele, ori la momentul ăsta, la momentul în care vorbim noi, energia României are undeva la 15-16% venituri din minerit, din cele instalații care produc energie cu ajutorul cărbunelui. Acestea vor trebui închise. Asta vine cu un cost social foarte mare. Eu nu mai sunt un om foarte tânăr. Am fost în Valea Jiului când s-au închis minele atunci, iar guvernul Ciorbea, mi-amintesc, că îi trimiteau pe mineri oameni care munciseră 25 de ani în mină să culeagă căpșuni și mure de pe munte, zicând că pe munte poți să culegi cât vrei tu de acolo. Și asta a fost planul Ciorbea de redinamizare. O să mai vorbim, pentru că aici se leagă cu o discuție foarte interesantă la care și domnul Constantin Gătin poate să ne spună câteva lucruri și sper să o abordăm în partea a doua emisiunii. Cam ce ne evocă nouă cuvântul reformă? Pentru că și atunci, în acea perioadă pe care o evocați dumneavoastră, tot despre reforme era vorba. Domnule Constantin Gătin? Referitor la întrebarea ascultătorului dumneavoastră, dacă se va simți la buzunar acest plan și aplicarea lui, în opinia mea, nu o să se simtă deloc la buzunar, pentru că este vorba de reforme în primul rând, iar atunci când vorbim de reforme, beneficiile se vor simți pe termen lung. Tot ceea ce vom obține, nu vom obține în mod imediat. Însă, fără îndoială, aceste reforme trebuie făcute. Mai ales că Uniunea Europeană insistă foarte mult în legătură cu energia verde, cu digitalizarea și către aceasta e și direcția noastră de dezvoltare. De ce a întârziat atât de mult? Nu știu să spun, dar îmi place să cred că a întârziat mult pentru că
a durat sau au fost, au avut loc foarte multe dezbateri publice, foarte multe consultări cu mediul de afaceri. Știu și eu, s-au colectat foarte multe propuneri și pot să presupun că din acest motiv a durat mai mult până când am ajuns să avem PNRR-ul gata. Deci aceasta ar trebui să fie, da, aceasta ar trebui să fie un lucru bun. Mulțumesc. Avem un telefon în direct, îl salutăm pe ascultătorul nostru, George Grigoriu. Bună seara, bună dimineața, bun revenit la Radio România Actualități. Română, doamnă, vă reaud și cu bucurie după un an jumate. Sunt încă în viață, am 1000 de ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate și noastră și oamenilor deosebiți de care vă înconjurați, invitați sau cei din spate, care vă ajută într-o emisiune urmărită din nefericire la o oră foarte târzie. Eu sunt un nume oarecare, cercetător fizician și am lucrat la un contract program privind asimilarea unui test rapid pentru identificarea virusului, inclusiv cel actual. Din acest punct de vedere, îmi permis să vă reamintesc, m-ați mai chemat chiar la București cândva și vă mulțumesc solemn pentru asta, pentru că sunteți un om deosebit, că vă înconjurați de oameni deosebit. Ce vreau să vă spun? Că legat de veștile bune, care sunt și cu ghilimele și cu ce vreți dumneavoastră, o formă puternică de amăgire acum și în toată lumea asta sunt așa numitele statistici care sunt prezentate în fel și chip. Deja au noțiuni, ne-au invitații dumneavoastră, ne-au arătat ce sunt în spatele lor și la fel și rapoartele care se fac la actuala pandemie. Întrebarea ce mi se pare legat de și întrebarea asta, dacă pot să răspund de invitații noastre special. Deci, de ce nu se face legat de contribuția românească concretă, prezentă sau viitoare, contribuție vorbesc, în cercetarea propriu-zisă la combaterea virusului de acum sau orice virus, prin cercetarea academică, nu să ne mulțumim numai să facem reguli restrictive, sigur că ajută și astea, dar noi n-avem oameni, chiar au fugit toți, au plecat, nu se mai face nimic în țara noastră. Avem un institut de virusologie, avem spitale mari, cu oameni deștepți, cu medici, cu cercetători. Oare trebuie tot timpul să ne aliniem la ce ni se spune de sus, de tot, de la comunitatea europeană, pentru niște bănuți acolo, care oricum nepoții noștri trebuie să-i plătească în viitor? Numai monitorizare, numai să vedem câți au pierit, câți sunt, care sunt importante și astea. Deschizi aparatul și numai asta e. Veștile bune ar fi să spunem, domnule, dar ce-i real și ce-i important? Puneți-le pe masă, că alea sunt importante și să vedeți, toată lumea se bucură acum, iese în stradă și nu știu ce. Dar, în mod real, este această deschidere și acest virus, să știm totul despre el, știm cine care ne conduc, fac cu adevărat lucrurile potrivite? Asta e întrebarea. Mulțumim mult de tot pentru intervenție. Da. Toate cele bune, multă sănătate, vă dorim, ne bucurăm că ați revenit la serviciul de noapte cu intervențiile dumneavoastră. Iată întrebarea ascultătorului nostru, de ce nu contribuim mai mult pe zona de cercetare în acest efort de combatere al pandemiei? Mai are România în momentul de față resursele necesare pentru a acoperi și acest domeniu? Eu cred că da, dar probabil că ar trebui într-un alt fel organizate lucrurile pentru a fi mai vizibil și poate mai puternici într-o anumită direcție. Pot să vorbesc? Vă rog. Nu mă pricep, n-am niciun fel de pregătire în domeniul medical. Știu însă din toate datele pe care le-am văzut că cercetarea în România e una dintre, dacă nu este cea mai vitregită, nu știu cum să-i spun, ramură care e finanțată de stat.
Educația, prin legea învățământului, o lege adoptată în 2010, educație și cercetări ar fi trebuit să fie acordate 6% din PIB. La momentul actual, cred că finanțarea nu depășește, deși a trecut un deceniu de la aprobarea legii, nu cred că finanțarea... Noi am făcut la Ziarul Financiar odată și facem destul de des, nu odată, facem destul de des, ne uităm pe bugete, pentru că acesta este unul dintre rosturile noastre pe lume, să zic așa. Finanțarea pentru educație și pentru cercetare nu depășește 3% din PIB. Acestea sunt datele de la Eurostat. România are una dintre, dar nu doar aici, România în general, din păcate, pentru că având venituri extrem de mici la buget, veniturile României ca procent din PIB la buget sunt undeva la 30% în medie pe an, față de 45% media din UE. Prin urmare, și alocările care se fac de la buget pentru cheltuielile absolut necesare sunt mai mici. Sunt mai mici. Educația are educația are undeva la 3% din PIB, iar cercetarea are undeva la sub 1% din PIB finanțare. Prin urmare, e complicat. Este foarte complicat și sigur că și aici toată cercetarea are de suferit și inclusiv în situația în care interlocutorul dumneavoastră o amintea, anume acea pandemie. Deci este greu de crezut că se va putea face aici ceva foarte repede. Mulțumesc, Cristina Vasiloiu. Aș adăuga și eu ceva aici. M-am uitat efectiv de curiozitate la planurile pe care le-au depus câteva dintre țări. Și apropo de cercetare, Belgia a pus pe primul plan lucrul acesta, cercetare-dezvoltare, deci alocă majoritatea fondurilor pentru cercetare-dezvoltare. În plus, Irlanda, iar pe locul 2 ar fi digitalizarea administrației publice și cyber security. Irlanda se ocupă pe primul loc de digitalizare, digitalizarea serviciilor publice și apoi iar cercetare și energie verde. Spania, la fel, are ca prioritate pe primele două locuri digitalizarea și cercetare-dezvoltare. Deci, îmi pare foarte rău că trebuie să fiu de acord cu domnul Iulian Angel. Îmi pare teribil de rău, aș fi preferat să am date să spun nu aveți dreptate, vorbiți prostii, de ce ziceți așa ceva, dar din păcate, da, asta este, din păcate, oaia neagră în România e reprezentată de tot ceea ce înseamnă educația în general, iar cercetarea, dezvoltarea în particular. Trag ponoase îngrozitoare, s-au închis institute de cercetare. Sunt cercetători care efectiv, aș putea spune că fac muncă voluntară, pentru că au salarii extraordinar de mici, dar totuși și numai pasiunea îi ține în domeniul dar cu totuși picina. Prin PNRR se alocă bani pentru educație, pe zona educației vor fi bani, educație digitală, educație... Maria, da, e discutabil lucrul acesta. Deci hai să ne gândim. Am avut un an și ceva de experiențe nefericite, mă refer la nivel global, cu învățământul online. Da? Așa este. Și știm foarte bine cam la ce nivel s-a desfășurat în România lucrul acesta. Nu? Deci povestea aceasta cu digitalizarea României și cu educarea digitală a oamenilor, indiferent de vârstă, de la grădiniță până la cei de 100 de ani, nu e de acum, nu e de când cu planul acesta. De peste 25 de ani durează povestea aceasta și, din păcate, cam tragem targa pe uscat.
treaba cu digitalizarea serviciilor publice, e-government, este de nu știu cât timp. S-au alocat milioane de euro pentru povestea aceasta. Au fost chiar anchete foarte serioase desfășurate de Direcția Națională Anticorupție și știm bine că au fost tot soiul de procese legate de mită și așa mai departe. Deci e o poveste fără sfârșit. Lucrul acesta. Și la un moment dat, cred că pisica asta trebuie să fie ruptă, la un moment dat. Și momentul ăsta poate e acum. Așa să fie, domnule Constantin Gătin? Probabil da, la un moment dat se va întâmpla și acest lucru. E mai bine să se întâmple acum decât mai târziu. Din cunoștințele mele, în România există cercetare, dar din păcate nu știu să existe atât de multă cercetare în domeniul virusologiei, de exemplu. Cunosc existența unor publicații și valoroase în domeniul fizicii sau alchimiei. Acolo unde există interes economic pentru așa ceva. Din păcate, cred că specialiștii noștri nu au suficientă bază materială pentru a participa împreună cu cei din străinătate la cercetarea împotriva virusului SARS-CoV-2. Ne întoarcem la Planul Național de Reconstrucție și Reziliență și aici există și alte întrebări ale ascultătorilor. Iată, domnul Valentin Trușcă este curios să afle care sunt beneficiile pe termen lung și de unde ar veni aceste beneficii dacă banii nu vor merge în investiții, este într-adevăr o întrebare, dar eu aș rămâne pe zona de început a dialogului nostru și anume mă întrebam și poate că ar fi important ca ascultătorii să știe dacă acest document este unul diferit de un program de guvernare, dacă acest document poate fi considerat un nou proiect de țară, pentru că de multă vreme tot spunem că nu mai avem un proiect de țară dincolo de orientarea României către Uniunea Europeană, aderarea la Uniunea Europeană, la NATO. După aceea nu am mai avut un moment de consens cum a fost momentul de la Snagov și că din 2007 ne cam lipsește acest proiect de țară. Putem considera acest plan de reconstrucție și reziliență ca fiind un proiect de țară? Aș începe eu, dacă îmi permiteți. În primul rând, mă gândesc la PNRR ca fiind o posibilitate de a direcționa în mod eficient banii europeni către dezvoltarea României. Nu găsesc niciun fel de comparație cu un program de guvernare. Un program de guvernare este, în primul rând, o ofertă electorală cu care un partid încearcă să își seducă electoratul. De această dată e vorba de foarte mulți bani care obligă un partid să-și asume o responsabilitate extraordinar de mare în cazul în care va exista un eșec. Despre proiect de țară, aș zice că ar fi cumva îngrijorător dacă proiectul nostru de țară ar însemna 430 de kilometri de autostradă, spitale și nu mai știu ce. Pentru că și mai ales dacă ar veni din partea unor politicieni, un proiect de țară nu ar trebui să fie gândit în niște cabinete ale unor comisii sau ministere, ci ar trebui să vină să fie generat de popor, să răspundă unor idealuri. De fapt, asta este un proiect de țară, este un ideal național care a fost redenumit mai nou. A zice că proiect de țară n-a mai avut din habar n-am, s-a terminat în 1918. Iar ceea ce s-a întâmplat la Snagov a fost de fapt o alegere pur geopolitică, geostrategică sau cum doriți să o numiți.
Dar s-a reușit atunci un moment de consens între putere și opoziție și o decizie la care întreaga națiune, într-un fel sau altul, a aderat și a susținut acest demers. Au aderat mai târziu. Mai târziu, după ce au înțeles beneficiile aderării la Uniunea Europeană și la NATO, pentru că, dacă mi-amintesc bine, în momentul în care a fost votată Constituția Europeană, a trebuit să fie prelungit termenul cu încă o zi, adică s-a votat vreo două zile ca să se întrunească numărul suficient la referendum. Adică nu erau chiar atât de informați și încântați românii de Uniunea Europeană și de toate aceste reforme care trebuiau să vină, să le schimbe modul de viață și așa mai departe. Cristina Vasiloiu? A fost, aici nu sunt de acord, a fost un val extraordinar de mare și un optimism fantastic apropo de aderarea la Uniunea Europeană, dar aici acest optimism nemăsurat a fost generat, din păcate, și de lipsa de informații suficiente referitoare la obligațiile pe care le avem în clipa în care devenim stat membru. Pentru că în perioada respectivă exista ideea aceasta că gata, ajungem pe un tărâm de lapte și miere, se plimbă toți câinii cu covrigi în coadă și or să pice euro, saci peste saci de euro în capul tuturor, o să trebuiască să ne ascundem, că ne vor lovi. Bineînțeles, figură de stil asta. Dar pe măsură ce a trecut timpul, am văzut că au început să fie restricții și revenind la ceea ce spunea domnul Iulian Angel ceva mai devreme, apropo de acești aproximativ 30 de miliarde, să nu uităm că acești 30 de miliarde de euro vin pe o perioadă, nu vin mâine, nu vin într-o săptămână, se întind pe un număr de ani, avem de plătit, hai să zicem, ceva mai mult de jumătate, da, din ei reprezintă împrumut. Și încă un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțeleagă ascultătorii noștri și toți românii, și ar trebui să li se explice treaba asta foarte bine, că fiecare proiect care este prins în acest plan și primește un grant, deci ne referim la fond nerambursabil, așa zis nerambursabil. Dacă nu intră în parametrii agreați de Comisia Europeană și în ghidul respectiv și în obligațiile pe care noi ni le-am asumat și nu se respectă lucrurile acestea la virguliță, banii respectivi trebuie restituiți. Este și aceasta o chestiune de natură să ne îngrijoreze, pentru că noi am mai avut de-a lungul anilor acces la fonduri europene și a trebuit și fie să-i returnăm pentru că nu i-am folosit cum trebuie, fie nu am fost în stare să-i folosim. Exact, exact. Deci trebuie să privim toate lucrurile acestea nu ca pe povești de adormit copiii, ci cu mare seriozitate și ca pe o obligație. Iar aici, Maria, și toți cei din generația ta, voi sunteți ceea ce eu numesc generația sandwich, pentru că voi sunteți generația decrețeilor care practic au două obligații majore apropo de viața personală. Pe de o parte să-și crească copiii, pe de altă parte să aibă grijă de părinți și bunici, pentru că sistemul de pensii la părinți și bunici nu este suficient de solid ca să le asigure o existență absolut independentă, deci nelegată deloc de ajutorul vostru. E destul de dur ce spun acum, dar e un mare adevăr. E un mare adevăr pe care cu toții îl trăim. Deci de asta ziceam, nu e bine să ne îmbătăm cu apă rece când auzim vai, vin miliardele peste noi. Direct proporțional cu aceste miliarde sunt miliarde de obligații pe care noi trebuie să ni le asumăm într-un mod educat, într-un mod conștient. Să știm exact la ce ne așteptăm și ce avem de plătit pentru acele miliarde. Cât ne costă? Iulian Angel, suntem mai pregătiți acum să luăm acești bani și să-i utilizăm cum trebuie? Am învățat ceva din lecțiile trecutului, când am fost în situația de a restitui banii pentru că nu i-am folosit conform cu procedurile și normele europene? Acum eu știu că toată lumea e supărată pe felul în care administrația folosește banii europeni, dar dacă ne uităm în trecut, totuși lucrurile nu sunt chiar atât de grave.
Nu, eu spuneam că... doar dacă suntem mai bine pregătiți acum pentru viitor. Că trecutul e trecut. Trecutul e trecut, dar te întorci la trecut râzând, nu așa se zice, nu așa spune fabula. Mă întorc însă la întrebarea ta de mai dinainte. Acesta nu este un proiect de țară, nici nu are cum să fie un proiect de țară, pentru că, așa cum spune Constantin, un proiect de țară se întinde pe decenii, nu se întinde pe câțiva ani. Ori proiectul ăsta este făcut, este un proiect de criză, practic. Avem de-a face cu un proiect de criză care se întinde până în 2026. Nu ai luat banii până în 2026, atunci lucrurile, porțile s-au închis. De asta, în momentul în care administrația decide să construiască cu banii ăștia 450 de kilometri de autostradă, în momentul în care România nu a construit 450 de kilometri de autostradă în 30 de ani, sau cât o fi construit, nu știu. Atunci e destul de greu, când anul trecut, nu știu cât am construit, până în 30 de kilometri de autostradă într-un singur an, într-un an în care practic au fost bani. De aia este destul de greu de evaluat ce se va întâmpla. Sunt locuri în care totuși banii pot merge, în energie verde pot merge în alte locuri, în educație, de ce să nu meargă în educație, în mai sănătate, ales. De ce mai să ales. Nu poți construiești spitale? Da. Iar mă întorc la trecutul pe care noi îl detestăm. Noi nu am construit spitale noi, spitale publice de 30 de ani. Construiește acum 10 spitale sau 40 de spitale în 4 ani. E greu de crezut. Iată un ascultător care vă urmărește cu interes, deja întreabă de unde luăm muncitori pentru construcția de autostrăzi. Și aceasta este o problemă. Forța de muncă în scădere, forța de muncă cea bine calificată deja este în alte țări și construiește acolo autostrăzi. Această forță de muncă... Bun, s-ar putea folosi minerii care sunt specialiști în construcții totuși. Așa este o soluție, decât să se ducă decât să-i trimitem să culeagă căpșuni și mure, îi putem folosi pe zone de infrastructură. Și aici, iar, apropo de ce a spus domnul Gătin, apropo de mineri, când a fost acel program gestionat prin Banca Mondială cu închiderea minelor prin anii 90 și, da, atunci, a fost foarte interesant că pentru a-i stimula pe mineri să iasă de bunăvoie din activitatea cu pricina ca să se închidă mina, li s-au dat, dacă nu mă înșel, echivalentul salariului, deci deodată echivalentul salariului pe un an sau pe un an și jumătate, dacă nu mă înșel. Oricum, li s-a dat o sumă destul de serioasă și nu au fost pregătiți câtuși de puțin să li se dea idei, să li se dea sugestii, să aibă, nu știu, chiar niște lecții eventual ce ar putea să facă cu acei bani. Și marea majoritate a lor la momentul respectiv, ce au făcut? Și-au cumpărat televizoare color, și-au cumpărat videocasetofoane și instalații de, nu mai știu ce, muzică și așa mai departe, au băut, au jucat jocuri de noroc și alte lucruri de genul acesta. Deci au intrat absolut nepregătiți într-o poveste de genul acesta. Să sperăm că acum suntem mai pregătiți, pentru că ne apropiem de finalul primei ore. Mai am o întrebare la care sper să-mi răspundeți fiecare dintre dumneavoastră. Va reuși Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, așa cum a fost el gândit, să asigure dezvoltarea țării noastre, să recuperăm măcar în mică măsură decalajul existent față de alte economii europene? Cristina? Aș prefera să mă abțin. O să încerc eu să răspund. Vedeți, da, noi recuperăm foarte frumos. România este acum, la momentul în care vorbim, undeva la 70% din produsul intern brut al Uniunii Europene raportat la puterea de cumpărare. Această modalitate elimină
elimină din ecuație inflația și cumva se arată. Este un termen folosit pentru a compara economiile, nu pentru a compara... Adică suntem mai aproape de realitate. Mai aproape de realitate în momentul în care te compari cu alte țări. În 2020, când noi ne pregăteam, în 2000 era premier Adrian Năstase, când noi ne pregăteam să aderăm la UE și făceam tot felul de șmecherii ca să ne apropiem, acest raport era de 35%. România era la 35% din puterea de cumpărare raportată la paritatea puterii de cumpărare din UE. Acum este dublă. E adevărat că au trecut 20 de ani de atunci. Însă lucrurile evoluează, ceea ce noi ghicim mai greu e că nu alții stau pe loc și doar noi înaintăm. De asta nouă ni se pare foarte greu că nu suntem la nivelul lor, că nu știu ce, nu știu cum, dar și ei avansează. Prin urmare, e logic. Recuperăm, deci, dar nu reușim să-i primim. Dar și ei avansează. Deci, da. Ideea e dacă se ajunge, cine fuge mai repede. Exact, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnule Gătin. Citeam într-un studiu sau într-o strategie de acum câțiva ani că România va ajunge în anul 2030 la nivelul de dezvoltare al Europei din 2020. Cu alte cuvinte, eu nu cred că vom reuși să reducem din decalajul față de țările occidentale. Nu vom reuși să le ajungem din urmă, dar fără îndoială o reducere de decalaj vom obține și în cazul în care cea mai mare parte a Planului Național de Redresare și Reziliență va fi dus la bun sfârșit, vom obține și un standard de viață mai bun. Nu am nicio îndoială că se va întâmpla, dar cu condiția să realizăm ceva din, să facem ceva din. Mulțumesc mult, vă propun să ne oprim pentru câteva minute, vin știrile orei 1, după care revenim în direct. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Nu
Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Dan Georgescu, ascultați știri. Partidele din coaliția de guvernare au stabilit ca majorarea cu 20% a alocațiilor prevăzute de legislația actuală pentru 1 iulie să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor. Liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat că dacă decizia va fi atacată la Curtea Constituțională, guvernul trebuie să fie pregătit să emită o ordonanță de urgență pentru a nu acorda majorarea. Socialdemocrații critică intenția guvernului de a amâna majorarea alocațiilor și spun că vor depune săptămâna viitoare un nou proiect legislativ pentru creșterea acestor indemnizații la nivelul stabilit anul trecut, ne-a transmis redactorul nostru Cătălin Purcaru. Eliminarea pensiilor speciale a fost unul dintre subiectele de discuție în ședința de aseară a Coaliției de Guvernare. Anterior reuniunii, vicepremierul Dan Barna, copreședinte USR Plus, a solicitat celorlalte partide din arcul guvernamental să blocheze intrarea în vigoare a legii privind pensiile speciale ale primarilor. Este o inițiativă în Parlament, vedem voturi cel puțin surprinzătoare în comisiile parlamentare, USR Plus rămâne consecvent pe acest mesaj. Lupta cu pensiile speciale înseamnă piesă cu piesă de structurarea acestui sistem de beneficii și clientelisme foarte adânc înșurubate și înțepenite în legislația națională. Tocmai de aceea, faptul că aceste pensii speciale nu au intrat încă în vigoare, trebuie să ne asigurăm că nici nu se va întâmpla lucrul acesta. Declarația vicepremierului Dan Barna vine după ce, săptămâna trecută, Comisia de Specialitate de la Camera Deputaților a dat un aviz negativ proiectului privind eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, amintește reporterul nostru Amalia Bojescu. Garda Națională de Mediu va propune guvernului modificarea legislației astfel încât centrele REMAT de colectare a deșeurilor să nu mai poată funcționa între blocurile de locuințe. Inițiativa vine după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc un incendiu puternic la un centru REMAT din cartierul militar, în sectorul 6 al capitalei. Șeful gărzii de mediu, Octavian Berceanu, a subliniat. E un pericol pentru noi toți să avem astfel de rematuri care am găsit substanțe periculoase, care dacă ar fi ars, ar fi produs un disconfort mult mai pronunțat cetățenilor. Existau butelii acolo, existau cabluri puse la 2 metri de blocuri în stive de câte 4, 5, 6 metri înălțime, substanțe care ar fi putut să ardă oricând. Nu cred că se ținea cont de vreo prevedere legislativă privind siguranța la incendii. Până la modificarea legislației și reautorizarea centrelor de colectare a deșeurilor, Garda de Mediu a anunțat că va face controale la toate centrele REMAT din București. Ministerul Sănătății a dispus efectuarea de controale la producătorii de biocide, după ce a fost semnalată în urma unui articol de presă prezența în spitale a unor dezinfectanți cu 0% substanță activă. Inspectorii sanitari vor efectua controale la producători, distribuitori și utilizatorii profesionali, unde vor verifica dacă eticheta respectă informațiile din avize. Ministerul precizează că sute de produse neconforme au fost descoperite și retrase anul trecut și în primul trimestru din acest an. Potrivit sursei, au fost aplicate 185 de sancțiuni și 58 de avertismente. Datele meteo, astăzi vremea va fi caldă, dar în general instabilă, mai ales după amiază. Se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și vijelii în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, dar și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade în capitală. Acum la București sunt 15 grade. Știri din sport acum cu Adrian Petecău. Bun găsit! Canada a câștigat campionatul mondial de hockey pe gheață după ce a reușit să învingă în finală cu scorul de 3-2 după prelungiri echipa Finlandei, deținătoarea titlului la Riga, informează agenția France Press. Grație acestei victorii, Canada a reușit să egaleze Rusia, ambele având acum câte 27 de titluri mondiale, în contul rușilor fiind trecute însă și titlurile cucerite în perioada sovietică. Ultimul succes al reprezentanților frunzei de arțar la campionatul mondial de hockey data din 2016. Finala împotriva Finlandei a reprezentat totodată o revanșă pentru canadieni după eșecul suferit în finala precedentei ediții a mondialului disputat în 2019 și câștigat cu 3-1 de finlandezi. În meciul pentru medalia de bronz, echipa Statelor Unite a învins cu scorul de 6-1 formația Germaniei.
Selecționata de fotbal a Statelor Unite a câștigat prima ediție a Ligii Națiunilor CONCACAF, învingând cu scorul de 3-2 după prelungiri reprezentativa Mexicului în finala turneului Final Four al acestei competiții rezervată țărilor din America Centrală, America de Nord și Caraibe, disputată la Denver, Colorado, în fața peste 34.000 de spectatori. Americanii au obținut victoria grație golului marcat din penalti în minutul 114 de Pulisic, care a cucerit la sfârșitul lunii trecute trofeul Ligii Campionilor Chelsea Londra. Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Am revenit în direct la Serviciul de Noapte. Alături de mine sunt invitații acestei ediții Cristina Vasiliu, jurnalist și expert în problematică europeană, Constantin Gătin, sociolog și expert în dezvoltarea comunitară și regională, și Iulian Anghel, analist economic și editor ziarul Financiar. Continuăm să discutăm despre Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, un plan prin care România va avea șansa de a utiliza 29,2 miliarde de euro pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostradă, sute de școli și de creșe, de a construi și renova 10 de spitale, după cum afirma premierul Florin Câțu, și desigur multe, multe alte proiecte care se vor derula. Întoarcem însă la dialogul nostru și aș reveni la un subiect de discuție și anume, pe ce putem, realist vorbind, miza în acest demers de implementare a acestui plan? Care ar fi punctele noastre forte și care ar fi totuși și vulnerabilitățile? Cristina? Aș începe cu vulnerabilitățile și cred că este foarte simplu să ne dăm seama unde anume suntem vulnerabili. Dacă ne uităm la statistici, cum vrea domnul Iulian Anghel, și vedem în Uniunea Europeană cam unde suntem noi pe ultimul loc sau pe penultimul loc, pentru că de obicei suntem la rocadă cu Bulgaria. Și ale ar fi vulnerabilitățile. Și ar trebui, practic, să lucrăm acolo. Unde putem să avem puncte tari? În cercetarea științifică, dacă ar fi finanțată, am putea să avem puncte tari. Am înțeles, domnule Constantin Gătin? Și eu aș începe tot cu vulnerabilitățile. Printre cele mai accentuate vulnerabilități pe care le putem numi sunt, în primul rând, incapacitatea administrației de a gestiona fondurile europene. Experiența și istoria de 10-15 ani ne arată că administrația fie nu a reușit să atragă suficiente fonduri europene, fie atunci când le-a atras, nu le-a folosit cum trebuie. Iar printre punctele tari aș numi tot resursa umană, la fel ca și doamna Vasiloiu, care încă există în procente mari în țara noastră. Chiar ne scria un ascultător că se oferă voluntar să construiască autostrăzile României sub îndrumarea unor specialiști. Ne scrie că este din Timișoara și are 34 de ani, se numește Nic Bubamara. Îi dorim succes, să sperăm că va avea această șansă și noi sperăm să reușim să facem în următorii 3 ani, 4 ani, 450 de kilometri de autostradă. Domnule Iulian Anghel? Acum, experiența din trecut ne arată totul altceva, din punctul meu de vedere. Vedeți, noi zicem că nu suntem în stare să atragem fonduri europene, dar din exercițiul financiar trecut, 95% din fonduri au fost absorbite, cum sună în limbajul bruxelez. Ideea este cum i-ai cheltuit. Adică, exact, într-adevăr, s-au
s-au pierdut din exercițiul financiar trecut 1,6 miliarde de lei, dar acest 1,6 miliarde de lei e o pierdere din aproape 20 de miliarde de lei. Adică dacă faci procentul, totuși pare o pierdere acceptabilă. Însă mai e ceva. De pildă, acel program Dezvoltarea Resurselor Umane, Postdrucum, celebru Postdrucum se chema el, care a însemnat cheltuirea 4,5 miliarde de euro din banii care fusese alocați României, s-au dus pe nimic. Toată lumea a învățat pe toată lumea și toată lumea a rămas la final cu o neștiință completă. Deci acolo s-au pierdut 4,5 miliarde de euro, banii care au fost aruncați pe apa sâmbete și noi am scris la vremea respectivă despre mașinile pe care acești oameni și le cumpărau, despre SUV-urile pe care și le cumpărau, despre vacanțele din Spania pe care și le făceau, chipurile ca să se documenteze. Deci aia au fost niște bani aruncați pe fereastră. 4,5 miliarde de lei postru au fost niște bani euro, iartă-mă, da, 4,5 miliarde de euro au fost aruncați pe fereastră. Deci aici este problema și acum și cu programul ăsta la fel, încă o dată zic, programul ăsta poate fi, este un program de criză, cel de care vorbim acum. Este unul de criză și probabil că nimeni nu va da cu atâta larghețe banii. Deci și dacă mă întreb pe mine, Maria, eu pur și simplu aș da niște bani și aș zice, ia tu administrația românească și fă tu ce bani, ce vrei cu banii ăștia. Dar asta este o cu totul altă poveste și o cu totul altă judecată pe care eu o am față de constrângerile care vin de la Bruxelles. Dar, repet, s-au cheltuit foarte mulți bani, s-au luat foarte mulți bani și s-au cheltuit bani degeaba și pe nimic. Practic s-au pierdut. Aici, iar revenind la planul de redresare și reziliență, știm foarte bine că avem în sistemul public extrem de multe persoane angajate și știm inclusiv migrația aceasta din zona privată spre zona serviciului public, pentru că sunt mult mai bine plătiți oamenii. Deci e un pic anormală povestea aceasta. În plan, dacă ne uităm, vedem că apar în mai multe capitole aceste linii prin care se spune mai avem nevoie la pensii de 800 de nou angajați, la sănătate. Se spune cu lux de amănunte că se dorește înființarea prin ordonanță de urgență a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate și cu lux de amănunte trebuie angajat un președinte, un consiliu de administrație, personal pentru această agenție și așa mai departe. Deci mă întreb, în Ministerul Sănătății nu există niciun departament, nicio secție, niciun, nu știu, ceva, o entitate. Dacă în 30 de ani nu s-au construit spitale noi, probabil că nu există. Poate nu aveau fonduri, dar imposibil, zic eu, ca la nivelul Ministerului Sănătății să nu existe un ceva acolo, o echipă de, nu știu, un șef serviciu care să se ocupe de problema aceasta și să știe ce anume ar fi nevoie. Adică de ce trebuie să facem ca la Caragiale, vorba aceea, comitete și comiții în continuu, în loc să punem realmente mâna pe lopată, nu? Să rezolvăm niște probleme. 021 312 1054 sau 021 312 3644 sunt numerele de telefon la care ne puteți suna dacă doriți să interveniți în direct. Avem și noi acum un telefon în direct. Îi spunem bună dimineața domnului Ruslan. Bună dimineața dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Aș vrea să încep, nu știu dacă e chiar o glumă, dar nu știam că perioada deprecierilor a durat până v-ați născut și dumneavoastră. Știam că a durat mai puțin. Știam că pe 20 august dumneavoastră a schimbat prefixul. Dar asta ca o mică glumă. Da, ca o mică glumă. Le-aș spune domnilor invitați, cu toate că am văzut că unii dintre dânsii sunt cam pesimiști cu viitorul României. Eu încă sper, cu toate că am și o vârstă. Eu sunt un pic de tot înaintea de creșterilor, am născut. Se vorbește... Da, sunt un pic cam pesimiști. Și acum urmează două întrebări la care...
dacă poate să răspundă bine, dacă nu. Se vorbește de digitalizare. În ultimul timp, numai digitalizare. N-am văzut cum ne-am comportat la un război biologic, putem să spunem că acesta a fost un război biologic și am fost cam în varză. Este pregătită România la un răspunsul unui război cibernetic, în cazul digitalizării cât mai mult a României? Asta ar fi una din întrebări. Și a doua întrebare referitoare la acest plan de care tot se vorbește. Dacă dânsii ar fi fost președintele statului, din ce categorie de oameni și-ar făcut echipă ca să întocmească acest plan? Pentru că, de fapt, noi cam nu prea știm cine l-a întocmit. Unii spun că nu știu ce firmă, nu știm, dar dânsii, dacă ar fi fost la conducerea guvernului sau conducerea, să fie președinte de țării, din ce echipă și-ar fi format, din ce categorie de personal și-ar fi format oameni ca să conceapă acest plan? Mulțumesc mult pentru întrebări. Iată două întrebări interesante. Prima, dacă este pregătită România pentru a răspunde unui război cibernetic, având în vedere o digitalizare accelerată, masivă, aduce, desigur, și vulnerabilități, pentru că, iată, în ultimul an am avut parte de mai multe riscuri în acest domeniu și am văzut la nivel global că incidentele cibernetice au crescut și ce s-a întâmplat în urmă cu nici o lună în Statele Unite în legătură cu conducta de alimentare cu carburant. Sunt câteva lucruri de natură să îngrijoreze. Cred că este un subiect extraordinar de important acesta ridicat de ascultătorul emisiunii. La un moment dat s-a vehiculat ideea necesității unei convenții, apropo de cyber security, unei convenții similare convenției de la Geneva. Deci pur și simplu ca toate statele să ia niște măsuri în așa fel încât să se combată, să nu se permită să fie măsuri foarte severe luate împotriva terorismului digital și împotriva tuturor atacurilor cibernetice. Aici, bineînțeles, că intervine și colaborarea pe care trebuie să o aibă statele cu multinaționalele care, practic, gestionează aceste servicii. În plan se pune problema, revenind la planul pe care îl discutăm acum, se pune problema construirii a 4 centre de date. Și la un moment dat am înțeles că au fost chiar discuții, că dar de ce să se aloce atâția bani și așa mai departe. Este un subiect extraordinar de important pentru că niciun stat din lumea aceasta nu își permite să aibă cloud guvernamental găzduit pe serverele unei companii private, indiferent cât de mare ar fi această companie privată. Și cât de globală. Poftim? Și cât de globală. Și cât de globală, da, categoric. Deci trebuie, în clipa în care este vorba de cloud guvernamental, în care bineînțeles că sunt tot soiul de date care privesc statul cu pricina, să fie aceste lucruri gestionate de statul cu pricina. La ora asta, eu nu cred că există, poate SRI-ul să aibă un centru de date cât de cât competitiv la nivelul secolului 21. Poate, nu știu asta, îmi dau cu presupus. Dar în rest avem probleme extraordinar de mari. Au fost încercări nenumărate, de 20 și ceva de ani se tot încearcă digitalizarea. S-au alocat sume fabuloase, s-au făcut contracte de toate felurile. Nu vreau să intrăm iar în discuții cu imensele scandaluri care au ținut prima pagină ani de zile. Inclusiv aici în plan, iară, găsesc într-una din anexe relicențiere sau licențiere și se specifică Oracle. De ce Oracle? Și ajungem la ceea ce spunea domnul Gătin mai devreme. S-au făcut dezbateri, s-a făcut consultare publică, s-au discutat lucrurile acestea. Nu mă leg neapărat de firmă, atenție, nu mă leg de firmă. Da? Ci pur și simplu pun problema pe care a pus-o și ascultătorul care a adresat cele două întrebări. Cum s-au decis aceste puncte, în baza căror discuții și cu cine?
Mulțumesc și cea de-a doua întrebare și după aceea trecem la Iulian Anghel pentru răspunsul la cele două întrebări. Dacă ai fi fost șeful statului, din cine ai fi format echipa care să lucreze la acest plan? În primul rând, guvernul trebuie să formeze echipa, nu șeful statului. Șeful statului are alte prerogative. Doi la mână, cred că aș fi făcut tot posibilul să am experți pe domeniile, așa cum spuneam, hai să ne uităm unde suntem coada cozilor. Înseamnă că acelea sunt direcțiile prioritare pe care trebuie să le abordăm. Mă refer la coada cozilor în ierarhia Uniunii Europene. Și m-aș fi consultat cu statele care sunt pe locul 1-2. Iar când e vorba de digitalizare, cred că nu era mare problemă să ne consultăm cu Estonia și cu Finlanda, care în timp record au ajuns pe loc. Estonia e pe locul 1, în timp record. E adevărat, o să spuneți, țară mică. Țară mică, e adevărat. Nu, asta e vorba. Da. Mulțumesc, Cristina. Iulian? Nu știu cum să răspund. Știu doar să spun câte ceva. La prima întrebare, a zice așa, digitalizarea este de neevitat. Pur și simplu, pentru o țară ca România este de neevitat. Pentru că eu cunosc copii de 10 ani, copii care au stat acasă în ultimul an și care își trimit diriginților sau profesorilor lecțiile în format PDF. Eu n-am știut ani de zile să lucrez în PDF. E adevărat că nu. Am învățat în ultima vreme că am fost forțat. Dar sunt copii de 10 ani care știu să lucreze în Excel și care știu să lucreze și texte în format PDF. Prin urmare, e limpede că nu putem evita digitalizarea dacă nu vrem să fim Coreea de Nord, eventual. Te închizi acolo la tine și nimeni nu te mai atacă după aia. În ceea ce privește a doua întrebare, nu știu să răspund la ea, pentru că nu sunt în poziția de a alege ceva. Mulțumesc, domnule Constantin Gătin. Mă văd forțat să repet ce au spus și domnii dinaintea mea. Este evident că digitalizarea nu poate fi oprită și evitată. Este viitorul nostru, viitorul omenirii, spre ea ne îndreptăm. Probabil am început să ne îndreptăm spre digitalizare încă de când am folosit prima unealtă în protoistorie și către acolo ne îndreptăm, nu avem ce face. Dacă nu ne-am digitalizat, cred că am întâlni niște pericole mai mari decât războaiele cibernetice care ne vor aștepta fără îndoială în viitor și pe care le vom depăși și vom merge mai departe înfruntându-le ca pe oricare alt risc pe care l-am înfruntat de-a lungul istoriei. Nu știu, nu mă îngrijorează deocamdată prea mult războaiele cibernetice, pentru că noi încă nu ne-am alfabetizat digital populația. Sunt destule de făcut până când digitalizarea va deveni reală, o realitate în România. Iar PNRR-ul, din păcate, nu poate fi făcut decât cu acei oameni numiți experți. Nu știu, cum spunea doamna Vasiloiu, până la urmă a fost făcut de domnul Ghinea, nu de domnul Iohannis, PNRR-ul, dacă e să o luăm așa. Și cu multe consultări. Corect. Fără consultări, nu putem obține un plan valoros. Un plan care să ajute. Componenta participativă a PNRR-ului a fost numită, ea a existat. Au strâns tot soiul de propuneri de la ONG-uri. Organizația din care fac parte a venit cu propunerea înființării smart lab-urilor, de exemplu, 1175 de smart lab-uri în școlile generale și liceele din România. Pentru început, urmând ca apoi
așa cum ne dorim să ajungem în fiecare școală să avem câte un smart lab care să ajute să sprijine digitalizarea despre care vorbeam. Da? Deci au existat propuneri venite și dinspre ONG-uri, au existat propuneri venite probabil și din partea mediului de afaceri. Dacă nu mă înșel, domnul Gianu a făcut un studiu privind întreprinderile mici și mijlocii. Referitor la o altă întrebare de ora trecută, din câte mi-amintesc, 83% dintre agenții economici care au participat la studiu au considerat că planul, PNRR-ul, este cât se poate de benefic pentru economie și pentru dezvoltare. Deci, făcut de experți și cu consultare publică. Altfel, nu se poate. Domnule Gătin, pentru că sunteți și sociolog, vreau să vă întreb dacă un om obișnuit are răbdare și parcurge acest document care se întinde pe câteva mii de pagini cu tot cu anexe, reușește să înțeleagă cum va arăta România în 2026, în 2030? În cazul acesta, tot ca sociolog, ar trebui să încep cu operaționalizarea termenului. Ce înseamnă obișnuit? Studii medii, vârstă medie, o persoană 45 de ani. Dacă este vorba, nu știu, să dau un exemplu, de un ospătar care ajunge să aibă o funcție în administrația publică, e posibil să reușească să înțeleagă ceva din PNRR. Dacă este vorba de altcineva, nu știu, nu-mi dau seama. Întrebarea este dacă oamenii obișnuiți sunt interesați de PNRR. Am vaga convingere că mulți dintre ei nici n-au auzit de acest plan, care este discutat mai mult de cei care urmăresc știrile politice. Da. Cred că mulți români nu sunt interesați de politică, sunt dezamăgiți de oamenii politici și de politică în general. Deci, dar sigur să știți că au auzit cuvântul reformă, pe care nu l-au mai auzit de mult. Reformă, asta, reforme, reforma asta sistemului de pensii, reforma la urechile tuturor, legii salarizării. S-ar putea să se întâmple ceva cu pensiile, nu se știe ce, dar se va întâmpla ceva în viitor cu exact pensiile. Fără să aibă legătură cu PNRR-ul, dar sigur au auzit de pensii, sigur au auzit de salarizare și de alte lucruri întunecate care îi așteaptă. Dar eu aș vrea să vă spun de fapt că oamenii când aud cuvântul reformă se tem, pentru că la noi reformele au adus mai degrabă griji și probleme pentru omul obișnuit, probabil că și acum din informațiile... Vă rog! Din două motive, în primul rând. Odată, pentru că, așa cum spuneam, atunci când faci o reformă profundă, nu poți obține beneficii peste noapte care să mulțumească cetățeanul începând, nu știu, de luna viitoare, de anul viitor măcar. Ci sunt reforme care schimbă lucrurile pe termen lung și vin cu beneficii după ce toată lumea se satură de greutăți și de lucruri neplăcute. Deci, odată din acest motiv că beneficiile se obțin pe termen lung și în al doilea rând pentru că ați văzut că atunci când sunt aplicate reforme, nu toată lumea suferă costurile reformelor. De obicei, costurile sunt plătite și suportate de cei mai dezavantajați dintre noi. Și asta, gândindu-ne la procentul de oameni defavorizați și săraci din România, nu? Asta nu duce la creșterea decalajului între clasele sociale, între straturile sociale? Crește decalajul între cei care au și oamenii săraci? Ba da, dar să ne amintim, capitalismul presupune existența oamenilor săraci și a celor bogați. Și, din păcate, există această viziune cinică pe care ne-o propune, pe care o mai edulcorează puțin cu șansa
pe care o oferă tuturor de a se îmbogăți. Dar... No, e diferența aici dintre muncă și capital. Capitalismul presupune existența a două părți. Este vorba de bani și de forța de muncă. Aici este lupta dintotdeauna dintre capital și forța de muncă. Și acum fiecare se poziționează cum, în funcție de cum este lui mai bine. Dacă are capital, se poziționează de partea capitalului, dacă are bani. Deci, dacă nu are decât brațele cu care să muncească, el va fi întotdeauna de partea și așa trebuie să fie până la urmă, da. Pe de altă parte, dacă e să ne referim la reformă și la dezvoltare sustenabilă, realitatea este că dacă ne uităm la top 20 din lista Fortune, da, vom vedea că nu avem investiții serioase prezentate, mă refer la cei din top 20, poate sunt unul sau doi. În rest, ce avem? Avem... lanțurile comerciale, avem lanțurile farma, avem bănci, avem, nu avem investiții foarte serioase, de exemplu General Motors, pentru că așa ceva ar însemna ce? Să vină să facă investiții acum și, cum bine spunea domnul Constantin Gătin, de-abia peste 5 ani, 7 ani să înceapă să obțină... Pe transversală. Aceștia mai vorbim. Exact. Exact. Și atunci, în situația asta suntem și suntem de ani de zile și practic nu s-a făcut nimic să se corecteze situația aceasta. Ori asta ar fi cheia ridicării noastre la nivelul pe care îl vrem. Și reușim prin acest PNRR să rezolvăm această problemă? Cristina? Nu știu dacă reușim. Nu știu dacă reușim. Deci, realmente, dacă reușim... Până în 2025-2026, asta ce înseamnă? Sunt 4-5 ani. 4-5 ani de, hai să spunem, educare susținută, în care realmente să se injecteze fonduri suficiente pentru educare de la vlădică până la opincă, da? Cum se spune, sau de la copilul de 3 ani până la cel de 100 de ani. Să poată să înțeleagă nu numai digitalizare, și modul în care merge economia, mai multe lucruri. Nu știu dacă se poate face. Este critic să avem saltul acesta educațional care duce automat și la schimbarea mentalităților. Vorbim aici despre un salt calitativ. Da, pentru că altfel suntem exact pe varianta... lasă că mă descurc eu, varianta băiatului deștept, lasă că mă descurc eu, nu? Și nu e în ordine, chiar nu e în ordine. Uite, pentru că vorbeam de lipsa investițiilor foarte serioase, avem lanțurile comerciale foarte mari. Ce înseamnă un lanț comercial foarte mare? Înseamnă de fapt o hală, da? În care se pun rafturi, pe care se pun produse. În clipa în care acest lanț comercial s-a săturat să fie aici sau își găsește altă piață mai bună, hala respectivă, care eventual a fost închiriată, că de cele mai multe ori nu este a lor, se golește și se poate transforma în, nu știu, garaj de autocare sau mai știu eu ce. Sau vine alt lanț care umple rafturile cu pricina. Deci nu așa se face o economie sustenabilă. Nu cu asta. Iar apropo de ce vorbeam în ora trecută, 400 și ceva de kilometri de autostradă, măi, e dureros. Acum 2000 de ani, când veneau romanii, ce făceau? Viaducte și apeducte. Primele lucruri pe care le făceau, viaducte și apeducte. Cum stăm cu apa? Cum stăm cu apa? Cum stăm cu rețea de canalizare? Cum stăm cu apa potabilă? Stăm. Dacă îmi permiteți să vă completez, la 1866, după unirea Moldovei cu Valahia, primul lucru pe care l-au cerut vieții ieșeni a fost un drum. Corect. Practicabil între Iași și București. Corect. Și ca să fac legătura cu un alt element din PNRR, dezvoltarea tuturor regiunilor țării. Moldova se luptă cu această subdezvoltare
de sute de ani, de la o mica unire, de la 1859, de când Iașul a pierdut competiția, a făcut un pas în spate în favoarea Bucureștiului și a început migrarea creierelor și a forței de muncă către București. De acolo provine acest decalaj dintre Moldova și restul provinciilor românești. Moment în care Moldova era cel puțin la fel de dezvoltată ca și țara românească în momentul unirii. De atunci nu s-a mai făcut nimic pentru Moldova. Iar în 1866, într-un memoriu trimis lui Carol, tocmai asta au cerut în primul rând, primul lucru, drum. Un drum care nu a fost realizat nici până în zilele noastre. Reușește prin acest PNRR, reușește, cum să spun, actualul guvern să asigure această distribuție către toate zonele, inclusiv către cele mai puțin dezvoltate, astfel încât să rezolvăm această problemă a dezvoltării relativ unitare la nivelul întregii țări, folosind acești bani alocați prin PNRR, domnule Gătin? Eu cred că da, adică în cazul în care în care sunt respectate toate prevederile acestui plan, da, au fost, cel puțin așa se afirmă în acest plan, că au fost strânse proiecte și propuneri de proiecte de la toate administrațiile locale din țară. Dar sunt pregătite autoritățile locale să implementeze ceea ce se regăsește în PNRR? Că și asta este o altă întrebare. De ce n-ar fi pregătit? Haideți să vă dau un exemplu apropo de pregătire. Da? Nu mă refer la drum. Acum, revenind un pic la povestea cu digitalizarea, a fost foarte mare tevatură și mare bucurie când s-a înființat ghișoul.ro. Da? Vai ce bine ne putem plăti taxele așa. Iar mare bucurie în clipa în care a fost platforma digitală pentru accesarea direcțiilor de venit local, buget local pe diverse sectoare, cel puțin în București. Și acum, efectiv, ca să vă amuz, că deja suntem la ora 1:30, da, dimineața, primesc un e-mail de la Direcția Venituri Locale Sector 2 că pe platformă există o notificare foarte importantă și trebuie să o citesc. Citesc notificarea respectivă în care mi se spune că imobilul pe care l-am cumpărat în anul și e un an greșit pus în notificarea respectivă nu era acordat la utilități. Și să mă prezint cu contractul de vânzare-cumpărare și cu contractele de racordare la utilități. Intru pe platforma digitală a Direcției Venituri Locale Sector 2 și acolo zic, domne, poate o fi o greșeală. Mă uit la toate declarațiile făcute și văd că acolo figura foarte frumos și anul corect în care am cumpărat imobilul și racordarea la utilități. Și impozitele, taxele, mă rog, aferente locuinței cu pricina. Le trimit un e-mail în care spun: mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră, în notificarea numărul cutare din data cutare sunt o mulțime de inadvertențe și le-am înșirat acolo. Am rugămintea să le corectați și să-mi spuneți ce pași mai sunt. E, cum mi-ați răspuns dumneavoastră, așa au răspuns și ei. După o săptămână am făcut ceea ce se cheamă revenire, alt e-mail. Am rugămintea să verificați așa cum v-am spus săptămâna trecută și așa mai departe. Iar nimic. După încă o săptămână, iar le-am trimis e-mail și am dat și un telefon. La telefon. Am încercat la toate numerele fixe de acolo, de pe site-ul lor. Nimeni nu a răspuns. Am găsit un număr mobil. Al cui? Al bietului copil care răspunde de IT, evident că asta e. Am sunat acolo. Spun, domnule, știu că nu sunteți persoana care trebuie să răspundă la povestea aceasta, dar vă rog măcar să-mi validați dacă adresele de e-mail pe care le-am folosit sunt corecte. Omul zice, da. Zic, ciudat, n-am primit niciun răspuns, deși am scris de nenumărate ori. A, zice, s-ar putea să fie depășiți de câtă treabă au de făcut și nu au putut să răspundă la e-mail.
Nici până acum, de o lună și ceva, eu n-am primit niciun răspuns. Apropo de cât de pregătite sunt autorități. Vă dați seama cât de mult au de lucru? Mai avem un mesaj de la ascultătorii noștri. Da. Marian Gurlea ne scrie pe Facebook: bună dimineața, personal, cred că nu se vrea digitalizarea României pentru că astfel ar dispărea dosarul cu șină, fapt care va duce la reduceri drastice de personal favorizat și necompetent, va reduce nepotismul. Sincer, spune Marian Gurlea, nu ar fi rău să fie bine în țara noastră, dar acest program este iarăși o sursă mascată de finanțare a favorizaților. Se vor folosi cuvinte frumoase, se va vorbi 4 ani, dar nu se va spune nimic. Tot respectul pentru profesioniștii Radio România și pentru invitații serviciului de noapte. Mulțumim pentru mesaj. Noi sperăm să nu fie doar cuvinte frumoase, ci să se facă ceva, pentru că este o șansă extraordinară pentru România să utilizeze acești bani, dacă tot sunt disponibili și dacă tot ne-am luptat atât de mult să-i obținem. Pentru că vorbeam un pic despre reforme, reforma pensiilor, reforma salarizării, distribuirea fondurilor la nivelul întregii țări. Cum arată această reformă a salarizării, cum arată această reformă a pensiilor? Pentru că vorbeați mai devreme despre generația noastră a decrețeilor, cum suntem noi numiți, și Cristina ne spunea că suntem în poziție ingrată de a ajuta, de a ne ajuta atât părinții și sigur de a ne crește copiii, dar noi privim și noi cu îngrijorare, pentru că toate veștile pe care le avem, și nu de astăzi, ci de vreo 15 ani încoace, toate veștile ne spun că noi vom fi prima generație care nu vom avea pensie. Deci, ce vom obține prin această reformă a pensiilor și dacă locul acestei reforme este aici, în Planul Național de Reconstrucție și Reziliență? Domnule Gătin, Cristina, Iulian, cine? Aș, dacă, cu permisiunea ta. Te rog, Iulian. Pe mine m-a mirat foarte tare că primul punct într-un plan care, presupus fiind un plan de relansare, începe cu pensiile. Nu mi se pare normal ca un plan de redresare, un plan de criză, să înceapă cu reforma pensiilor. Reforma pensiilor este o poveste pe termen foarte lung. Noi știam că vom avea o problemă pe termen foarte lung. Avem o problemă sau două probleme majore sunt în cheltuielile statului. Bun, balanța este dată peste cap de faptul că veniturile în bugetul consolidat sunt foarte mici. România, așa cum cred că am mai zis deja, are venituri la buget de 30% din produsul intern brut față de o medie europeană de 45% din produsul intern brut. Prin urmare, având venituri atât de mici, țara nu își poate permite foarte multe cheltuieli. Așa că de ea trebuie să le bugetul, sau cei care administrează bugetul, sunt într-o situație foarte încordată. Dar mai există și un alt lucru. Pentru că, de fapt, sunt două lucruri pe care vreau să le spun aici. Odată, cheltuielile ca procent din venituri, să fim atenți la aceste nuanțe, nu ca venituri din PIB, și ca venituri din, și ca cheltuieli din veniturile bugetare. Statul român cheltuiește 35% din veniturile lui pentru salariile angajaților, față de o medie europeană de 22%. Deci statul român cheltuiește peste posibilitățile lui raportat la venituri pentru salariile angajaților. Prin urmare, voi spune și voi sublinia lucrul ăsta față de posibilitățile statului. Veniturile angajaților statului sunt prea mari. Deci ele ar trebui tăiate. Aceasta este părerea mea. S-au micșorat numărul, da. Sigur că da, pentru că este supradimensionat realmente numărul bugetarilor. Asta corect, e realitatea. Da. Da, un al doilea lucru. Noi vorbim despre PNRR, că ne rezolvă. Nu rezolvă nimic.
acest PNRR. Avantajul lui este următorul, că banii nu pot fi dați pe astfel de cheltuieli. Deci banii nu, din PNRR, fie că vorbim de partea care înseamnă granturi sau bani nerambursabili, fie că vorbim de împrumuturi, ei nu pot merge în cheltuieli administrative. Tocmai au pus în plan cheltuieli administrative, asta m-a surprins. Nu, ele sunt puține acolo, dar sunt pentru ceea ce dumneavoastră spuneți, reformă. Mulțumesc. Deci acesta este singurul avantaj. Aș mai spune așa, deci banii nu sunt deloc mulți și nu trebuie să ne înveselim foarte tare, pentru că anul trecut, de pildă, deficitul bugetar al României, adică diferența dintre venituri și cheltuieli, au fost de 102 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 21 de miliarde de euro. Deci doar deficitul bugetar pentru un singur an, anul 2020, a fost de 21 de miliarde de euro, în vreme ce întreg planul PNRR înseamnă 19 miliarde de euro. Pe 5 ani. Pe 5 ani. Deci aceasta este diferența. Deci avem un stat foarte cheltuitor, un stat care aruncă pur și simplu cu bani, fără să spună acum că angajații statului nu trebuie plătiți bine. Pentru că România săracă fiind, nouă, mi se pare foarte... În vreme, noi avem 1,5 milioane, iartă-mă, Maria, de oameni plătiți cu salariu minim. Acum, noi nu știm cum sunt ei plătiți cu salariu minim, dar salariu minim înseamnă 1400 de lei, adică cât o pensie medie în România. Ori ăsta, dacă cineva mai dă niște bani sau mai bagă niște bani în buzunar, administrația nu știe să explice asta. De-aia zic, sunt foarte mulți oameni săraci în România. România nu este deloc un stat social, așa cum clamează unii, cum clamează mulți și văd pe la televiziune că fură, nu. România nu este un stat social. Este un stat care plătește pentru beneficiile sociale, cred că cei mai puțini bani din UE. Nu am datele în față la ora asta, dar știu că în trecut am făcut și am făcut astfel de statistici. Deci nu este un stat social, este limpede că salariile trebuie să crească, este limpede că salariile trebuie să crească inclusiv prin pârghie administrativă și prin majorarea salariului minim pe economie. Sunt de acord cu majorarea salariului minim pe economie pe cale administrativă, deși eu sunt un liberal absolut convins. Dar cred că nu poți să crești, adică doar unii să-și înghesuie banii în buzunar. Nu sunt socialist, încă o dată zic. Dar cred că totuși salariul minim poate să crească pe cale administrativă fără să desechilibreze economia. Și cred totuși că încet, încet, și cu acest plan, și cu banii europeni veniți din programul de finanțare 2021-2029, România poate progresa. Adică sunt niște bani pe care trebuie să-i gestionez, până la urmă, cu destulă deșteptăciune. Mulțumesc, Constantin Gătin. Apropo de supradimensionarea personalului bugetar, ne-am amintit acum de o întâmplare care a avut loc acum câțiva ani. Trebuia organizat un festival pentru copii și bineînțeles că era nevoie de sponsori pentru acest festival pentru copii, organizatorul fiind o instituție de stat. Și pentru a obține diverse produse pentru copii, trebuiau trimise niște scrisori către directorii de țară ai companiilor respective care puteau să sponsorizeze cu diverse lucruri care i-ar fi interesat pe copii. Dar trebuia respectat un anumit protocol, adică să fie scrisoare semnată în cerneală de directorul instituției publice și să ajungă hard copy, cum ar fi, deci nu prin e-mail, nu prin fax, la directorii respectivi. Scrisoarea a fost făcută, a fost semnată,
și s-a pus problema să se trimită. Ei, până s-a terminat scrisoarea, s-a făcut ora 12. Nu s-a putut trimite în timp util, deși omul respectiv, președintele respectiv al companiei care chiar vrea să sponsorizeze, avea avion, trebuia să plece, nu s-a putut trimite. De ce? Pentru că doamna de la protocol avea altceva de făcut, pentru că șoferul care trebuia să ducă avea schimbare de tură, i se termina tura și trebuia să-și aștepte colegul care să preia tura, și pentru că șoferul nu putea să predea el scrisoarea la biroul firmei respective, a companiei respective, ci trebuia să fie însoțit de altcineva de la protocol care să coboare din mașină și să ducă acea scrisoare. Este fapt real. Maria poate confirma că știe foarte clar despre ce este vorba. Da, aceasta este realitatea până la urmă în care da. Am trăit și pe care o vrem cu toții schimbată, dar până la urmă ține de fiecare dintre noi să schimbăm lucrurile în bine și să facem lucrurile. E adevărat, iar aici lucrurile. Dăm voie să adaug ceva, Maria, și realmente e un lucru care chiar trebuie subliniat. Acum, nu știu câți dintre ascultătorii noștri știu că Maria, cred că a fost cel mai tânăr președinte, director general al radioului, preluând poziția aceasta când realmente i-a fost chiar teamă. Era și foarte tânără, avea și copilul mic și așa mai departe. Și pentru că a privit conducerea acestei instituții ca pe nu știu, propria gospodărie, a reușit performanța ca într-un an sau mai puțin de un an de zile, dacă nu mă înșel, practic, să achite toate datoriile pe care serviciul public de radiodifuziune le avea. Și erau datorii de milioane de euro. Nu mai știu exact cifra, dar oricum era o datorie impresionantă. Era un milion și jumătate de euro și simplu, atunci, chipzuind, stai Maria, că nu... Deci lasă-mă să termin. Deci a făcut-o pur și simplu chibzuind cheltuielile și gândind foarte bine ce anume e prioritar, ce nu este prioritar. A fost un lucru foarte înțelept, s-a putut și părerea mea e că așa cum s-a putut la instituția aceasta publică, atât de importantă, se poate face la absolut orice altă instituție publică. Mulțumesc, Cristina. Domnule Constantin Gătin, vreați să adăugați ceva? Referitor la pensii sau la ce? Referitor la pensii și la reforma privind salarizarea. Dacă... Vă mărturisesc, nu mă pricep absolut deloc la acest subiect despre legea pensiilor. Nu pot să spun decât că în momentul de față sunt 10 angajați pentru 9 pensionari. Aceasta este paritatea. Și este în creștere. Domnul Vasile Ghețău, unul dintre cei mai importanți demografi pe care a avut România, avertiza despre acest lucru și despre faptul că, indiferent ce s-ar întâmpla, până în 2025 nu are cum să fie restabilită creșterea natalității, indiferent ce măsuri s-ar lua. Tot dânsul a semnalat faptul că noi nu avem o strategie națională privind populația și creșterea populației. Îmi amintesc că în strategia de dezvoltare durabilă, cea de acum vreo 2-3 ani, din 2018, dacă nu mă înșel, exista acolo un capitol care vorbea despre sănătatea populației, dar nimic asemănător cu o strategie națională privind creșterea populației. În lipsa acesteia, dacă s-ar lua acum măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, efectele benefice s-ar simți abia după jumătatea secolului, după 2050. Până atunci ar trebui să ne descurcăm așa cum ați... Cu realitatea actuală. Cu dumneavoastră, da. Mulțumesc că ne apropiem de final, ultimele 2 minute ale acestei ediții. Momentul concluziilor, fac așa o trecere în revistă, să vedem cam care ar fi concluzia dialogului nostru. Încep cu Cristina Vasiloiu. Cristina? Ar fi bine ca măcar
două, trei puncte din planul de redresare și reziliență să se poată face. Și în primul rând, cel punctul legat de educație ar fi absolut fenomenal dacă s-ar putea face. Mulțumesc, Cristina. Iulian Angel? Cred că trebuie să avem un optimism moderat, dar asta e deja o glumă. Optimismul moderat îl avem de ani de zile, nu? Dar nu e rău, planul este bun. Din punctul meu de vedere, PNRR-ul este un plan foarte bun. Ideea este că prea mulți s-au hazardat a spune că el va fi și salvarea sau va fi raiul. Nu va fi raiul României, e doar un plan de salvare. Mulțumesc, domnule Constantin Gătin. Așa este. Eu aș zice că e mai bine cu bani decât fără bani. E o judecată simplă. Și dincolo de asta aș zice că e bine că acești bani sunt gestionați de Uniunea Europeană, pentru că banii europeni se fură mai greu când există cineva acolo să-i controleze. E bun și acest lucru. Apoi aș mai zice, uitându-mă în trecut, aș zice să nu ne fie frică de împrumuturi. De faptul că vreo 16 miliarde sunt împrumutați în acest plan. Dacă privesc în jur, văd că America este cel mai mare datornic cu vreo 28 de triliarde și nu se sperie. Și mi-amintesc... Da, America tipărește monedă, ceea ce România... America își permite. Mi-amintesc și de Ceaușescu, care a plătit până la ultimul cent și n-a sfârșit bine. Deci să folosim banii care vor veni cu înțelepciune și să avem încredere în viitor. Și să facem o emisiune în 2026 în care să discutăm ce s-a făcut din ceea ce s-a promis. La sfârșitul planului cincinal. Am înțeles. Serviciul de noapte la final, invitație ediției, Cristina Vasiliu, jurnalist și expert în problematica europeană, Constantin Gătin, sociolog și expert în dezvoltare comunitară și regională, și Iulian Angel, analist economic și editor Ziarul Financiar. Vă mulțumesc pentru prezență. Mâine noapte, Felix Crainicu discută cu invitații săi despre situația învățământului în România, soluții concrete după un an de învățământ online. Tot despre școală vom discuta și noi lunea viitoare. Se apropie examenele de capacitate și de bacalaureat. Cu emoții și îngrijorări, explicații necesare, informații utile și sfaturi concrete pentru părinți și elevi de la Radu Sechei, secretar de stat la Ministerul Educației, și Mihai Copăceanu, psiholog. Vă aștept deci și săptămâna viitoare. Echipa nopții, Luminița Voina, redactor, Raluca Goga și Oana Popescu, regizor emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. În câteva clipe, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.